Comuna Lăzarea se află la doar câțiva kilometri nord de orașul harghitean Gheorgheni. Principala atracție turistică a satului este castelul renascentist, construit cândva de familia Laza, una dintre cele mai puternice familii feudale din Ținutul Ciucului. Nobilii Lazar au deținut demnități importante în politica regiunii, fiind susținuți de principii Transilvaniei, cum ar fi Gabriel Bathory sau Gabriel Bethlen. Alteori însă, nobilii Lazar, de confesiune catolică, au intrat în conflict cu principii transilvani, cum ar fi Mihai Apofi, care l-a întemnițat pe un membru al familiei în cetatea Făgăraș, unde și-a găsit sfârșitul. Moștenire a Lazarilor a rămas acest castel, renovat în parte, dar cu porțiuni de zid încă în ruină. Castelul propriu-zis este o clădire impunătoare situată la poalele dealului. O sală imensă, cândva o sală a cavalerilor, unde aristocrații și fidelii lor se întruneau deseori să decidă chestiuni politice, îi așteaptă în zilele noastre pe turiștii aflați cu autocarele în circuit prin Ținutul Secuiesc. La etaj, un mic muzeu reconstituie interiorul unei case țărănești din Secuime. Mobilierul din lemn și țesăturile sunt ornate cu motive vegetale, de fapt o stilizare a florilor sălbatice viu colorate ce umplu vara fânețele munților. Alături, o altă sală găzduiește o expoziție de artă contemporană. Nu poți decât să te bucuri văzând că un vechi castel a fost salvat de la ruină și, în prezent, nu-l mai bombardează decât curiozitatea turiștilor.